care s-a dispus un număr de 384 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. Au fost controlați în special angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor civile și industriale, drumuri și poduri. Mai 2009, 11 inspectori de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bistrița-Năsăud au verificat 169 angajatori, ocazie cu care deficiențele constatate în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă au fost consemnate în actele de control și s-au dispus 384 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. Urmarea acestor controle au fost sancționați 110 angajatori, fiind aplicate 103 avertismente și 7 amenzi contravenționale, însumând 31.000 lei. În ceea ce privește activitatea în domeniul sănătății și securității în muncă, în luna mai a anului 2009 au fost realizate 78 de vizite de control și evaluare la unități economice. Cu ocazia controalelor s-au aplicat 50 de sancțiuni contravenționale, respectiv 48 de avertismente și 2 amenzi în cuantum de 20.000 lei. Au fost dispuse 165 de măsuri pentru remedierea deficiențelor și au fost oprite din funcțiune 4 echipamente tehnice și 4 unități. În luna mai a anului 2009 au fost declarate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistrița-Năsăud 5 accidente de muncă, toate soldate cu incapacitate temporară de muncă. Inspectoratul Teritorial de Muncă îi avertizează pe cetățeni să nu accepte să muncească la negru, iar pe angajatori să respecte legile în vigoare, altfel vor fi sancționați. Un bărbat care a muncit la negru timp de 6 luni nu își poate recupera banii de la patron. Valoarea sumei pe care trebuie să o primească se ridică la peste 10.000 de lei. Nicolae Lupșa se confruntă cu o problemă gravă. Pensionat pe caz de boală de gradul 3, acesta și-a găsit de lucru în construcții. Timp de 6 luni, omul a executat lucrări de renovare la mai multe școli și grădințe din oraș, însă acum nu își mai poate recupera banii de la cel pentru care a muncit. Bărbatul i-a cerut patronului să îl angajeze cu acte în regulă, însă a fost amânat de la o lună la alta. O frază la asta, până la nivelul ăsta am băgat umplutură, vedeți? Fundații la scări, zugrăveli, tencuieli, zidărie, tot ce s-a făcut aici, grese, faianță. Și el spune că am lucrat prost. Vedeți și dumneavoastră ce om poate să fie. Doamna directoră, e mulțumită de cum ați lucrat. Dar ce a spus doamna directoră? Nu vă aduceam aici dacă lucram prost. Așa. Și sunt atâtea lucrări. Trei grădinițe, un magazin în Decebal, locuința lui la proprietate personală, la liceu electrico, o casă pe Valea Rusului. Vă dați seama, s-a făcut lucrări acolo, nu... Și el spune care de dat 5 milioane. Cum să-mi dai 5 milioane? La cât are de vă dat? Vreo 140 de milioane. Așa, poate să fie mai mult, poate să fie mai puțin, nu știu eu acum. Dacă se iau actele de la lucrări, atunci înseamnă că se vede. Când... El trebuie să știe câți bani vă dăm mie. Și până acum câți bani ați primit? În jur de vreo 250 de milioane, toți trei, în 6 luni de zile. Și toți trei? Toți trei, da, nu eu singur. Eu îi plăteam pe muncitorii aialalți. Din banii ce îi primeam, îi plăteam pe ei, cu 800 la zi. Și de când n-ați mai primit banii? Din ianuarie. Și atunci cât v-a dat? Mi-a dat încă 15 milioane. Contract de muncă aveți? Nu. Din ce cauză? Păi din cauza lui, că zic că te ne angajează și când se ne angajează, ne-am dat afară. Așa fac ei, că ești șmecheri. Ne-am dat afară, zic că nu lucrăm bine, exact ce vă spun și dumneavoastră. Că n-am lucrat bine, vedeți? Asta e a lui problema, că n-am lucrat bine. Și pe cale amiabile, n-ați reușit să vă înțelegeți? Păi spune că când fac încasări, te plătesc. Că dacă dumneavoastră n-ați putut să rezolvească el... Ce veți face în cazul ăsta? Păi, în cazul ăsta, dacă cu ajutorul dumneavoastră, că sunteți o televiziune puternică, o să îl dau în judecată și să recuperez banii. Eu nu vreau să-i fac rău. Vreau să recuperez banii atât. Dacă mâine îmi dă banii, eu îl las în pace. Și ceilalți doi băieți? Au primit toți banii? Ei mi-am plătit. Deci numai dumneavoastră ați rămas? Păi eu am rămas de fraier, că eu pe ei am plătit, că trebuie să-i plătesc. Că... Și ați rămas? Și am rămas eu să e mâine, dacă îmi dă banii, eu îl las în pace, n-am, eu nu vreau să îi fac rău. Vreau să-mi primesc banii și atât. Da, dar el îmi face rău. El îmi face, sigur, că a zis că n-am lucrat bine.
Am luat legătura cu patronul pentru care a muncit, care ne-a declarat că joia viitoare îi va da omului doar o parte din bani, deoarece este nemulțumit de lucrările pe care acesta le-a executat. Am discutat și cu directoarea uneia dintre grădinițele renovate de Nicolae Lupșa, care este foarte mulțumită de munca bărbatului, contrar celor spuse de patron. Da, sigur, a lucrat aici la noi la grădiniță în noiembrie anul trecut și a făcut această lucrare de intrare separată, de care sunt foarte mulțumită. Deci nu aveți de ce să vă plângeți? Nu, e lucrat bine. Oricum am rezolvat o problemă cu vecinii care, de fapt, au insistat pentru această intrare și noi suntem mulțumiți. Dacă patronul nu îi va da banii joia viitoare, Nicolae Lupșa e hotărât să îl dea în judecată și să-și facă singur dreptate. Lucrările de unire a scoarurilor de pe Bulevardul Independenței sunt în toi. Astfel, șoferii vor putea întoarce doar în zona sensurilor giratorii. Prin aceste măsuri, autoritățile doresc fluidizarea traficului din oraș. Șoferii care circulă pe Bulevardul Independenței nu vor mai putea întoarce în curând decât prin sensurile giratorii. Muncitorii din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public lucrează de zori la unirea scoarurilor din această zonă. Autoritățile susțin că prin aceste măsuri se încearcă evitarea blocajelor create de șoferii care vor să întoarcă pe Independenței, precum și o mai bună fluidizare a traficului din acea zonă. Părerile bistrițenilor sunt diferite în această problemă. Unii susțin că astfel se pot evita accidente de circulație destul de dese în ultimul timp în zona Big, alții consideră că încurcă și mai tare circulația. Vi se pare o idee bună să închidă tot bulevardul? Oamenii mai unde se întoarcă? Păi nu pleau, că trebuie să meargă și acum mai în sus acolo ca să pot intra pe aici, dar dacă ei așa se hotără, ce zic? Trec mașinile pe partea, că mai au răbdare să... Na, tu mi-e foarte bine. Dar șoferii trebuie să înconjoare tot orașul să poată să ajungă unde își doresc, la destinație. Cum? Șoferii au de înconjurat tot orașul ca să ajungă... Nu poate mai avea, adică e mai presus un șofer decât un pieton. Trebuie să fim corecți. De corecți, uite, fiind un colonel, fost cu multă profesoare, tot așa rapid să duc. Dar azi apă poți să meargă, roată, pe țară. Unde mai ieșim? Trebuie să mergem până la Kaufland sau să mergem în rotă, ca să putem ieși de pe stradă. În partea aia nu poți merge, în partea aia altă nu. Locul de parcare, pauză. Trebuie să parcăm pe trotuar. Este o idee foarte bună. Deci, în primul rând, pentru că aici s-au produs foarte multe accidente și sper că nu se vor mai întâmpla accidente de genul ăsta. Deci, părerea mea e foarte bună pentru ceea ce se face. Dar șoferii care nu au unde să întoarcă și trebuie să înconjoare jumate orașul, ce fac? Șoferii care nu au unde să întoarcă, să se ducă unde este loc de înturnare. Și dacă stau în zonă, ce fac? Merg până la Kaufland și se întorc ca să poată să parcheze în fața blocului? Se pare că altă soluție nu este. Deci, cel puțin aici, în zona asta. Sunteți șofer? Am și carnet. Da. Pe viitor, toate scoarurile de pe Bulevardul Independenței vor fi unite, astfel că șoferii vor fi nevoiți să întoarcă doar în sensurile giratorii, aflate la câteva sute de metri distanță unul de altul. Ieri, la Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița a absolvit ciclul primar o nouă generație, elevii clasei a 4-a C. În urmă cu 4 ani pășeau timizi pe porțile uneia dintre cele mai frumoase școli din județ, fiind oarecum intimidați de măreția arhitecturală a Colegiului Național Liviu Rebreanu. Acum emoțiile s-au dus, iar bobocii de acum 4 ani, căliți prin zeci de concursuri școlare, dar mai ales de simțul pedagogic excepțional al doamnei învățătoare Livia Andreica, au absolvit prima etapă importantă din educația lor, ciclul primar.